Marius, un meci de 6 puncte îmi putea spune cu Chindia. Putem spune, sunt doar 3 și sunt foarte importante. Suntem obligați să mergem să câștigăm, suntem într-un moment bun, băieții sunt încrezători că putem lega rezultatele pozitive, chiar dacă a existat acel accident, din punctul meu de vedere, cu Clinceniu pe un teren greu, am controlat joc, dar în momentul acesta băieții sunt destul de puternici și încrezători că putem câștiga mâine. La Ploiești terenul va fi bun, va fi un avantaj pentru noi? Da. Stilul nostru de joc este unul care are nevoie de suprafață bună de joc. Cu cât este mai gol, cu atât este și nou mai dificil să jucăm, să pasăm, pentru că nu suntem o echipă care se rezumă doar la mici lungi și la ce ieși. Nu. Suntem o echipă care îi place să aibă posesie, îi place să aibă, să construiască, să inițieze atacurile de la portar și automat că te dezavantajează atunci când terenurile sunt grele. Și chiar dacă în ciuda acestor probleme, noi tot nu fugim sau nu renunțăm la ceea ce, la ideile pe care le avem. Te-a surprins parcursul Chindiei? Te așteptai că să mențină atât de mult timp sus acolo în clasament? Sincer nu mă așteptam, dar privind jocul lor și dăruința și sufletul și inima cu care joacă, sunt meritat unde sunt, pentru că este o echipă care, din punctul acesta de vedere, e în primele 3. Mă refer la tot ceea ce am enumerat mai devreme, la suflet, la dăruință, la dăruirea jucătorilor în teren, la unitatea de grup. Se vede clar că toate aceste lucruri i-au făcut mai puternici și i-au dus acolo unde sunt. Sunt meritat, sunt o echipă puternică în momentul acesta și trebuie să ținem cont de lucrul acesta. Asta nu înseamnă că nu mergem la Ploiești să câștigăm. Deci totul pe atac, nu? Totul pe atac. Totul la victorie, mergem să câștigăm. E o etapă interesantă, care poate echilibra și mai mult lupta la play-off sau poate simplifica? Și la campionat, și la primele locuri, și la ultimele locuri. Nu numai etapa asta, ci toate etapele care vor urma de acum încolo vor fi sub semnul acesta, pe care și unde se va afla echipa după ce se va termina meciul. Pentru că orice victorie te poate urca, orice înfrângere te poate coborâ. Mai ales dacă și legi 2-3 victorii, clar că lucrurile se pot schimba mult în bine. Și invers, dacă în cazul în care legi 2 rezultate negative, te pot aduce iarăși pe poziții care nu și-o dorește nimeni. Probleme de lot? Sunt ceva probleme, dar să sperăm că până la ora meciului le vom remedia. Mă refer aici la un Helfin, la un Keita, la un Mawaz, care au ieșit accidentați. Și atunci am probleme din punctul acesta de vedere. Dar mai sunt câteva ore, chiar o zi și atunci să sperăm că vom mai scăpa din aceste probleme. Nu ne va fi ușor, pentru că se joacă din 3 în 3 zile și atunci, pe lângă starea de așa zis oboseală, pentru vrei, nu vrei să se acumulează puțin oboseală și apar și aceste probleme de sănătate, de accidentări, ca antrenor te pune în curs așa. Dar avem un lot numeros. Toți sunt pregătiți la fel, suntem obligați să mergem să câștigăm. Mulțumim și mulțumesc!